Salutare tuturor! Doamne ajută! Sunt preoteasa Cristina Elisabeta și astăzi vom citi Cuvânt despre rugăciune al Sfântului Efrem Sirul. Fericit lucru cu adevărat este a nu păcătui. Iar dacă unii vor păcătui, să nu deznădăjduiască, ci să plângă pentru cele în care au păcătuit, ca prin plâns iarăși să dobândească fericirea. Bun lucru este, deci, totdeauna a ne ruga și a nu ne îngreuna, rugându-ne a nu slăbi. După cum a zis și Domnul și apoi Apostolul, neîncetat rugați-vă, adică și ziua, și noaptea, și în tot ceasul. Rugăciunea este păzitoarea întregii înțelepciuni, pedepsirea mâniei, umilirea îngânfării, curățirea pomenirii de rău, surparea invidiei, îndreptarea păgânătății. Rugăciunea este puterea trupurilor, ocârmuirea casei, buna așezare a cetății, tărie a împărăției, biruința în războaie, întemeirea păcii. Rugăciunea este pecetea fecioriei, credința nunții, arma călătorilor, păzitoarea celor ce dorm, îndrăzneala celor ce priveghează, bună aducerea de roade a plugarilor, mântuirea corăbierilor. Rugăciunea este ajutătoarea celor ce se judecă, slăbirea celor legați, inima bună a celor întristați, dulceața celor ce se bucură, mângâierea celor ce plâng, pasnic al celor ce nasc, cunună a celor căsătoriți, îngroparea celor ce mor. Acesta a fost cuvânt despre rugăciune al Sfântului Efrem Sirul. Până data viitoare vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne ajută tuturor! Hristos a înviat!